Next Fighter is back. 20 aprilie 2023. Live pe YouTube-ul RXF. Două echipe, Team Maria vs. Team Samira. Cine va câștiga? Abonează-te pe rxf.ro să vezi. Alright, ladies and gentlemen, RXF Slap 2, următorul duel. Are you ready? Introducing first, către colțul negru. Aplauze, el este team leader, ambițios și muncitor, 102 kg. Aplauze pentru Gaspar Francis! Alright! În cușcă Gaspar Francis! Și acum, ladies and gentlemen, aș dori să-l chem pe adversarul său către colțul auriu. El participă pentru a doua oară la RXF Slap, muncitor în construcții, 110 kg. Aplauze pentru Tincu Valentin, a.k.a. Versus! Alright, ladies and gentlemen, aici la masă Gaspar Francis versus Tincu Valentin, a.k.a. Da. Versus. Da. Se dă cu bani. Începe colțul auriu. El. El are voie să ridice piciorul, nu? Cred că da, are voie să ridice piciorul pentru că e mult mai scund. Să-i spui la câtea dai, la prima, la a doua, la la treia, da? Wow, a dat ceva! Wow. Nu știu de ce am impresia, Sebi, că cu mâinile la spate are voie să pe te vârf. Ții de masă, da, da, și te dezechilibrezi mult mai rău și cazi mult mai tare când încasezi o lovitură de palmă când încasezi. Acu' e momentul mult așteptat pentru a lovit, că urmează a lovit Tincu. Foarte tare, în schimb a fost și atenționat un pic pentru că... Pentru că a făcut pirueta, nu? Nu neapărat de pirueta, ci efectiv a sărit cumva, dar cum v-aș și zis, este și problema de înălțime, după cum se și vede, pentru că... Oare mai vedem o palmă după asta? Ce părere ai? Eu zic că nu prea, dar haide să vedem. Și chat-ul merge pe aceeași idee, că e ultima palmă până la fete. Ultima. Hai să vedem dacă are dreptate. Oho! Să țină bine priză! Nici nu s-a dezechilibrat. Domnul Sandu Lungul atenționează că are un avertisment aici. Pentru că a băgat capul și atunci trebuie să aibă grijă la următoarele... Chiar voiam să spun că ar fi prima oară când nu câștigă același colț. Dar Tincu Valentină... Mai pot? A băgat, da, vizibil, s-a luat decizia corectă. Hai de la spray de gheață. Este descalificat? Nu, la 3, la 3 se va fi descalificat, în schimb greșit. Versus accidental la cot. S-a lovit de masă? Nu, momentul când a lovit acea palmă și-a întins ligamentele acolo la cot și nu cred că va mai putea continua. Nu, nici eu nu cred, adică nu cred că va mai putea să dea dacă loviturile doare, la... nu poți să lovești la aceeași intensitate. La aceeași intensitate. N-ai cum, n-ai nicio șansă. A, el nici nu poate să-mi dă mâna, la bine, cot te accentezi foarte tare acea tendinită și dacă tu lovești cu brațul drept, exact ca și cum ți-ai bloca articulația cotului. Exact, exact. Și foarte tare. Ia, se vede după cum a plecat brațul un pic în spate. Uite-te, pe reloare se și vede momentul ăsta. A, nu din acest unghi. Merge mai departe, sau... Da, se pare că... Dar foarte bun învățator, cred că lupta se va încheia aici. Alright, avem un câștigător, ladies and gentlemen, Gaspar Francis! De data asta ne... Din păcate, versus a trebuit să abandoneze din cauza unei injury la cotul drept.
Așa este, sunt alături de Francis de data aceasta. Francis, ai și dat, ai și luat. Cum ți se pare experiența din cușca RXF Slap? Sincer, am crezut că e mult mai greu, dar duc. Practic, ai câștigat în fața favoritului. Toată lumea îl dădea câștigător pe Versus, având în vedere că este la a doua participare în competiția noastră. Cum te simți să știi și acest lucru? Mă simt bine, îmi place. Cât ai pregătit înainte de această competiție? Deloc. Deloc? Te bazezi pe noroc sau pe ce te bazezi când, nu știu, crezi că o să câștigi? Felul meu de a fi. Cum e felul tău de a fi? Un învigător. Ți-e teamă de vreunul dintre ceilalți participanți, din ce ai văzut până acum? De niciunul. Cu Dumnezeu înainte, așa spune Francis, mă întorc la voi. Next Fighter is back. 20 aprilie 2023. Live pe YouTube-ul RXF. Două echipe, Team Maria vs. Team Samira. Cine va câștiga? Abonează-te pe rxf.ro să vezi.